Povestea perlei dragonului. Odinioară, un dragon a găsit o piatră mare albă, rotunjită și netezită de vânt și de apele oceanului. O privea cu admirație când piatra a început să-i strălucească în labă. Ce frumoasă e, s-a gândit el. O voi preface într-o perlă. Și așa, zi de zi, lună de lună, an la rând, dragonul nu a mai băgat nimic în gură și nu a pus geană pe geană ca să-și desăvârșească perla. A sculptat piatra cu ghearele și a șlefuit-o cu solzi, a dus-o sus, în nori, a rostogolit-o în stropi proaspeți de ploaie și a îmbăiat-o în râul ceresc. A netezit-o cu petale fine de crizanteme. Într-un sfârșit, perla a fost gata, perfect rotundă și șlefuită cu atâta grijă încât radia. Nu avea niciun cusur în frumusețea ei. Privind-o, o lacrimă de bucurie și de oboseală i-a picurat din ochi, udând bijuteria. Dintr-o dată, perla a prins a sclipi, deci lua ochii. Dragonul a zâmbit încântat. Obosit, a adormit la lumina strălucitoare a perlei. Lumina era într-atât de fermecătoare încât i-a atras atenția reginei mama a cerurilor. Când a aflat de unde venea strălucirea aceea fermecată, regina și-a trimis doi servitori să fure perla. Servitorilor nu le-a fost greu să ducă sarcina la bun sfârșit, întrucât dragonul obosise după atâția ani de muncă. Era cufundat în somn sau în somnul său fără vise. Când regina mama a văzut perla, până și ea a fost uimită de frumusețea ei. Orice altă perlă, orice bijuterie, orice comoară din ceruri sau de pe pământ, pălea lângă perla dragonului. A poruncit de grabă să se construiască un seif în străfundurile castelului, unde nu se putea pătrunde decât trecând de 9 porți ferecate. A pus perla în încăpere, apoi și-a legat cele 9 chei ale porții la centură. Când dragonul s-a trezit și a constatat că perla dispăruse, a început să o caute nerăbdător. A străbătut oceane și munți, râuri și văi. A zburat prin râul ceresc, cercetând fiecare stea, însă niciuna nu răspundea lumina limpede și clară a perlei sale. În cele din urmă, dragonul a fost nevoit să renunțe la căutări. Nu știa unde să mai caute sau unde s-ar putea afla comoara lui. În schimb, s-a hotărât să aștepte un semn, iar așteptarea s-a dovedit a nu fi deprisos. De ziua ei de naștere, regina mama a organizat o petrecere. I-a invitat pe toți muritorii cerurilor la banchetul piersicilor. Un ospăț nemaipomenit, cu delicatese și încântătoare preparate din piersicile nemuririi. Vin de piersici în miresmace amețitor însoțea fiecare fel de mâncare și de cum își sprăvea paharul, regina mamă poruncea să îi se umple la loc. Vinul trebuie să că i s-a urcat la cap, căci mai târziu, când invitații o încununau pe regină cu laude, complimente și daruri alese, aceasta a avut o clipă de rătăcire și hotărâ să le arate comoara furată. Dragii mei prieteni, începu ea răspicat, darurile și cuvintele voastre sunt într-adevăr prețioase, însă eu dețin ceva care le întrece pe toate. Zicând aceasta, regina a scos cele 9 chei de la centură, a descuiat cele 9 porți și le-a dezvăluit invitaților perla dragonului. Mulțimea s-a umplut de freamăt la vederea perlei, a cărei strălucire umpluse palatul și a cărei lumină se revărsa spre ceruri. Când văzduhul s-a aprins, dragonul, care nu încetase nicio clipă să vegheze, a ridicat iute capul. Perla mea, a zis el și a pornit în zbor în direcția luminii. Când a ajuns la palat, regina mama a rămas surprinsă să descopere o mulțime de nemuritori căzuți în admirație în fața perlei din mâna suveranei, care nu-și mai încăpea în piele de mândrie. Asta e perla mea, a strigat el. Dați-mi-o înapoi! Regina mamă s-a înfuriat peste măsură. E perla mea, a răspuns el. Cum îndrăznești? Baia mea, a zis dragonul și observându-i roșiața din obraz și privirea șovăielnică a întrebat-o. Ați furat-o, nu-i așa? Nu trebuie să fur nimic, a răbufnit suverana. Eu sunt regina mamă a cerurilor. Toate comorile de pe pământ sau din ceruri îmi aparțin. Nu cerurile au făcut perla aceasta, i-a răspuns dragonul, și nici pământul. Eu am făcut-o, cu ani lungi de muncă și de strădanie. Ea mea! Regina mamă, pierzându-și stăpânirea de sine, fugi speriată din palat în grădină cu perla strânsă la piept. Dragonul porni pe urmele ei, hotărât să nu-și piardă din nou comoara. Invitații s-au luat după ei.
creând o asemenea agitație și zarvăl încât bunicul cerurilor, care de obicei evita petrecerile prea bogate ale fiicei, s-a hotărât să-și părăsească odăile pentru a cerceta ce se întâmpla afară. Regina, mamă nervoasă și nespus de agitată, a străbătut în goană grădina. Când a ajuns la zidul grădinii și a văzut că nu mai are unde să fugă, a constatat îngrozită că pe urmele ei nu se aflau doar dragonul și invitații, ci și tatăl ei. Când aceștia au prins-o din urmă, înspăimântată, a aruncat perla peste zid. Dragonul a scos un răget de groază și toți s-au îmbulzit spre zid să vadă dacă perla a căzut în râul ceresc. În adâncă și întunecată apa albastră care separă cerul și pământul, perla părea să crească tot mai mult și să strălucească tot mai intens. Dragonul se pregătea să sară în râu, însă bunicul cerurilor l-a oprit. "Las-o acolo," a zis el, "să vă fie rușine amândurora. Perla nu e menită să-i aparțină unei singure ființe. Nu vă dați seama că locul ei este acolo unde toate creaturile cerului și ale pământului o pot admira și se pot bucura de frumusețea ei?" Atât dragonul cât și regina mama au încuvințat umil, iar invitații au lăudat înțelepciunea bunicului cerurilor. La fel au făcut și pământenii căci, începând din acea zi, de fiecare dată când ridica privirea spre văzduh, luna strălucește deasupra lor. Luna? Deci perla era luna, care aparține tuturor.